Majorarea salariilor în sistemul medical românesc ar putea să mai diminueze exodul medicilor sau al asistenților medicali spre spitalele din alte țări mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Mai ales cu momentul martie 2018, când se vor acorda salariile integral, maximum din grilă pentru 2022, la medici în special, dar și la asistenți medicali, odată cu punerea în practică acelui articol din legea 153, să se stopeze definitiv migrarea medicilor și a asistenților medicali și să începem să construim, să reconstruim designul unor servicii moderne în toate spitalele mici. Asta este problema. Disparitatea serviciilor dintre spitalele mici și spitalele mari. Pentru că este o lipsă de atractivitate la spitalele orășenești și municipale pentru personalul înalt calificat. Sindicaliștii din sănătate susțin că probleme de finanțare ale sistemului medical nu sunt și nici de acordarea drepturilor salariale.